Poliția din Cluj este în alertă după ce un om de afaceri a fost găsit în trafic cu degetul tăiat. Acesta susține că a fost torturat de 3 agresori ca să le dea cheia de la portofelul virtual cu criptomonede. Bărbatul spune că a scăpat după ce le-a dat parola. În timp ce fugea de atacatori, a provocat un accident de circulație. Atenție, urmează detalii și imagini care vă pot afecta emoțional. Bărbatul care spune că a fost torturat ca să dea cheia portofelului său virtual în care are criptomonede este proprietarul unui restaurant cunoscut din Cluj-Napoca. Polițiștii au aflat de atac după ce acesta a provocat un accident rutier, a lovit un semn de circulație și s-a oprit cu mașina într-un grilaj metalic. În acel moment avea o alcoolemie de 0,76 în aerul expirat, dar agenții au observat că avea mâna stângă plină de sânge și vârful degetului arătător retezat. A relatat o agresiune la care ar fi fost supusă într-o hală aflată în proximitatea municipiului Cluj-Napoca, faptă pe care nu a sesizat-o printr-un apel de urgență. Bărbatul în vârstă de 42 de ani le-a mai spus polițiștilor că a avut accidentul în timp ce fugea de agresori, 3 la număr, după declarațiile lui. Aceștia l-ar fi sechestrat, stropit cu benzină, obligat să consume alcool și, într-un final, l-ar fi mutilat. Polițiștii au verificat imaginile de la mai multe camere de supraveghere ca să vadă dacă povestea se confirmă. De asemenea, au ridicat mai multe amprente de pe mașina victimei și au chemat la audieri mai mulți apropiați. Deocamdată nu există un cerc de suspecți. Organele de cercetare penală au extins verificările cu privire la agresiunea semnalată, au identificat locația respectivă, au fost adunate probe și mijloace de probă pentru a corobora datele din teren cu cele relatate de victimă în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor. Omul de afaceri din Cluj-Napoca ar fi avut în portofelul virtual criptomonede în valoare de 200.000 de dolari. În fața polițiștilor, el a susținut că agresorii ar fi luat telefoanele și laptopul pe care le folosea să facă tranzacții. Anchetatorii au declarat că victima le-a dat agresorilor cheia de la portofelul lui virtual. Cheia este o parolă prin care îi produce o poartă de acces spre o platformă unde stochezi eu banii și unde pot face tranzacționări. În mod normal, în momentul în care eu mă loghez pe acea platformă cu un username și cu parola respectivă, am acces la tot ceea ce pot face cu banii mei. Ca și cum ți-ar lua bijuteriile din casă. Ai o șansă minimală în a-ți recupera banii dacă ai noroc, în mod normal. Dar în mare majoritatea cazurilor nu se întâmplă așa ceva. Sunt multe situații în care, prin amenințări, ajung diferite persoane în posesia cheiței. Dar în România nu sunt atât de frecvente aceste cazuri și deocamdată este la început acest fenomen, dar cu siguranță, din păcate, vom mai întâlni multe, multe astfel de situații. Omul de afaceri găsit de poliție cu degetul retezat nu a răspuns la telefon pentru a-și exprima un punct de vedere referitor la cele întâmplate. Nu l-am găsit nici la restaurantul pe care îl deține în Cluj-Napoca.